Locul acesta este pustiu, vremea este târzie și mulțimile sunt flămânde, slobozește-le dar ca să meargă în sate să mănânce. Iar Mântuitorul a răspuns, dați-le voi să mănânce. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții mei, astăzi Mântuitorul săvârșește o minune neobișnuită. Sigur că e o contradicție în termen, sau mai degrabă un pleonasm. Adică o minune este o întâmplare neobișnuită, dar suntem atât de obișnuiți cu minunile lui Dumnezeu și cu felul în care săvârșește minunile, încât astăzi mi se pare că ceva este aparte, este diferit. Așa încât, iată, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei că se afla într-o zi, cum să-i spunem noi, acestei zile, o zi în care Mântuitorul obișnuia să vindece poporul, bolile, rănile, durerile, apăsările poporului. Mă gândesc că erau zile în care predica, erau zile în care făcea misiune, zile în care recruta, zile în care îi pregătea pe apostoli, zile în care, iată, se ducea până în Gadara, ca să prilejuiască întâlnirea cu demonizații. Altădată, iată, s-a dus până în pustiul Iordanului. Astăzi este o zi în care Mântuitorul a anunțat, probabil, că va vindeca pe toți bolnavii. Ei, vă puteți închipui ce s-a întâmplat când s-a auzit că tămăduitorul acesta, Iisus din Nazaret, care este un om bizar, e ceva cu el, vorbește cum n-a mai vorbit nimeni, spune lucruri despre credință, despre Moise, despre Iahve, despre Dumnezeu, pe care nimeni nu le-a mai spus cu atâta îndrăzneală, lucruri care nu seamănă cu nimic din ce s-a spus până acum. Și mai mult decât atât, face lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut. Sigur că am fost la reprezentații de circ, de iluzionism, am fost la bâlci și am văzut multe lucruri interesante. Și cu toate acestea ne-am întors acasă mai săraci cu doi bănuți în pungă, mai obosiți, hliziți probabil de spectacol, dar cu nimic folosiți. Omul acesta, numai când îl privești, te odihnește. Și mai mult decât atât, face lucruri pe care nu le-a făcut nimeni. Deci să ne închipuim acum că s-ar auzi că un astfel de om se află în Constanța. Probabil că din toată țara, sigur că s-ar umple aici, nici n-am avea atâta capacitate, fiindcă oamenii pot să vină cu avionul, cu mașinile, de la o distanță de 1000 de kilometri, de 5000 de kilometri, nu e o problemă. Dar presupunând că n-ar fi aceste mijloace de transport, este de presupus că în toate împrejurimile pe unde s-ar da această veste, oamenii ar veni. Târâși, grăbiși, ar veni cu căruțe, cu măgari, cu cai, pe jos, în patru picioare, în patru labe, oricum numai să vină, pentru că există o șansă. Și, până la urmă, nu ne costă nimic. În definitiv, ce-am avut și ce-am pierdut. Omul acesta nu cere nimic, niciun ban pentru vindecările lui, pentru minunile lui. Și dacă nu e așa cum se spune și cum s-a auzit, până la urmă am făcut și noi o plimbare la iarbă verde. Vă rog să mă iertați. Dar vreau să înțelegeți tabloul acesta, pentru că urmează o desfășurare foarte rapidă de evenimente care sunt cu totul și cu totul neverosimile. Așadar să ne închipuim câți oameni ar veni. Probabil toate spitalele din jur s-ar goli, oamenii ar veni pe tărci, cum ar putea, cu
credința sau cu speranța că acest om i-ar putea tămădui. Ei bine, așa s-a întâmplat și atunci. S-a retras undeva într-un loc pustiu, într-un loc în care ar fi trebuit să încapă foarte mulți oameni. Să știți că aici, așa cum arată spațiul acesta, cu 1000 de oameni ar fi neîncăpător. Închipuiți-vă catedrală, 500 de oameni. Închipuiți-vă casa, sala de la Casa de Cultură, 800 de loc. Și acum gândiți-vă că aici s-au adunat 5000 de bărbați, afară de femei, de copii, de babe, de moși și de ce vor mai fi fost pe acolo. 5000 de bărbați afară de femei și copii. Părinții spun din tradiție, după o logică elementară, că trebuie să fi fost mai mult de 10000 de oameni până în 15000 de oameni. E, acum gândiți-vă la sala mare de la Casa de Cultură și poftim la stadionul Faru și gândiți-vă la toată acea incintă plină de oameni. Plină cu 10-15.000 de oameni care, bineînțeles, nu stau unul lângă altul așa ca la cinematograf, ci sunt răsfirați, desfășurați. Deci ne putem închipui așa că puteai să pui mâna streașină la ochi și să vezi acea mulțime de oameni răsfirată pe câteva dealuri, pe câteva înălțimi. Mii și mii de oameni. Foarte interesant este, dragii mei, că le vorbea Mântuitorul. Ce le vorbea, nu știm. Pentru că nu consemnează evanghelistul Matei. Se pare că și el a fost surprins de ceea ce s-a întâmplat, încât nu le-a spus, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, le vorbea despre moralitate, despre păcate, nu. Dar ce este foarte interesant este că spune evangheliștii, consemnează cum că le-a vorbit toată ziua, până spre seară. De acum, soarele era asfințit. Ei bine, zice Vlădica Bartolomeu că un vorbitor, oricât ar fi de bun, îl asculți jumătate de oră, îl asculți 45 de minute, îl asculți o oră, dar în cele din urmă obosește, plictisește, atenția ta nu mai este centrată pe cuvântul acela. Poate să-l asculți 2 ore, poftim la o conferință, că dacă este foarte important, interesant ce spune. Dar să stai în câmp liber și de dimineața până seara cu copiii lângă tine, cu cățel, cu purcel și să fii atent și să nu se facă rumoare. Cine oare ar putea să vorbească unei mulțimi în care unul foșnăie o pungă, unul se scarpină, unul vorbește la telefon, unul crapă lemne, unul o ceartă copilul, unul pe nevastă sau și așa mai departe. Deci trebuie să vă închipuiți că Mântuitorul le vorbea fără niciun fel de aparatură de amplificare. Vorbea unui număr de 15.000 de oameni, bărbați și copii, de dimineața până seara. Ai spune că este neverosimil. Bineînțeles că este cu neputință așa ceva. Pentru noi. Dar pentru Mântuitorul este cu putință și o să vedeți de ce este cu putință. Pentru că la sfârșit, când au flămânzit ucenicii, iertați-mă, de obicei avem acest obicei, de obicei avem această poziție când mi se face nouă foame sau ne plictisim, noi să venim să-i spunem părintelui, părinte, e foarte cald, dar trebuie să plecăm. Cred că li s-au făcut foame ucenicilor și voiau să stea la masă și atunci au spus, uite ce care-i treaba. Te ascultă mulțimile, niciunul nu vrea să plece. Toți îți sorb cuvintele. Nu respiră, nu se aude respirație de om. Vă dați seama, a fost biruită firea naturii, încât cuvântul s-a auzit până la ultimul om. Și totuși sunt flămânzi. Se face seară, aici nu o să găsească nimic, oamenii au venit pentru o oră, pentru două și au mâncat și au avut pachetelul lor, acum dă-le drumul să meargă în sate, își cumpără de mâncare și se întorc mâine.
E bine, dragii mei, de ce stăteau oamenii aceia așa? Pentru că spune în altă parte, dincolo de faptul că acestea erau cuvintele vieții, în timp ce vorbea despre boala cuiva sau despre suferința cuiva și în timp ce vorbea și binecuvânta, acela se vindeca. Era șchiop, putea să umble, era orb, putea să vadă. Se auzea doar un țipăr, se auzea doar o uimire încremenită, omul acela nu vedea și putea să vadă. Și așa pe toți bolnavii lor i-a vindecat. A luat asupra lui rănile noastre. Sute de oameni, mii de oameni vindecați. Oamenii nu știau unii de alții ce boli au. Dar vedeau că unul care e paralizat și curg bale din gură, se ridică și stă în genunchi sau stă în picioare și se uită încremenit, necrezând ce i s-a întâmplat. Și cu toate acestea, iată că omul este om și firea omului e așa, că iată, trebuie să poarte baterii. Așa cum încărcăm noi bateria la telefon și purtăm după noi, avem nevoie tot timpul să băgăm în priză și noi trebuie să purtăm un rucsac de mâncare cu noi, dacă suntem pe munte. Ați văzut că atunci când mergi pe munte, într-o expediție, într-un rucsac, e atâtea conserve că nici nu poți să ridici rucsacul de jos. Și transpiri și cari și așa mai departe. De ce? Pentru că ai nevoie de apă și ai nevoie de hrană pentru a avea energie și pentru că altfel te blochezi. E bine, tot așa au spus și apostolii, iată, dă-le drumul că au nevoie de hrană. Altădată Mântuitorul le-a spus, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, cuvântul cel de care se întrupează în inimile noastre și care ne hrănește, duhovnicește, încât nu mai simți nici boala, nici suferința, nici durerea și nici foamea. Iar foamea este o mare, mare durere fizică, dacă ea ajunge la niște limite. Setea, nu mai vorbim. Ei, și Mântuitorul le spune, nu așa. Unde să trimiți oamenii ăștia acum noaptea? Dați-le voi să mănânce. Auziți, dați-le voi să mănânce. Și acum, ce vor fi zis ucenicii? Apoi, dar noi avem mâncarea numai pentru noi, nici nouă nu ne ajunge, pentru că avem doar 5 pâini și 2 pești, 13 oameni. Da? Poate că erau mai mulți, poate mai puțin, nu, dar mai mult de 13 puteau să fie apostolii, plus Mântuitorul, 5 pâini și 2 pești. Atât aveam în traistă. Cum să le dăm noi să mănânce din 5 pâini și 2 pești? Să hrănim atâta puzderie de lume. Este cu neputință. Este imposibil. Va fi râs Petru sau cine a zis cum să le dăm noi să mănânce? Dar Mântuitorul nu glumea cu ei, dragii mei. De unde rezultă aceasta? Din faptul că n-am mai avut alte discuții, stați așa să vă explic. A zis, porunciți-le oamenilor să se așeze. Auziți? Dați-le voi să mănânce. Iar când au văzut că sunt depășiți, atunci au spus ceea ce le-a spus Mântuitorul, adică să se așeze cu familiile pe iarbă și Mântuitorul a ridicat pâinile spre cer, a binecuvântat, a frânt și a început să împartă ucenicilor pâinea. Iar ucenicii au împărțit pâinea oamenilor, familiilor, din mână în mână. Ca și cum am avea aici câteva bucăți de pâine și eu aș da primului de lângă mine, celui de-al doilea și așa mai departe, să ajungă până la ultimul. Până îmi spune cel de lângă mine, căruia i-am dat prima dată, gata, ajunge. Fiindcă lui a spus cel de lângă el și așa mai departe, până la ultimul, că au primit toți. Așa s-a făcut întotdeauna, așa se face și astăzi. Cum însă va fi fost lucrul acesta, că se împărțea pâinea și se împărțeau peștii la 15.000 de suflete, hai să spunem la 5.000 de bărbați, că ei, fiind capul familiei, ei primeau bucățile de pâine sau de hrană
pentru familia lor. Știau dacă sunt 3 sau 5 sau 7, cât să primească, să se sature tot sau să mănânce, să îmbuce ceva măcar. Totuși, dragii mei, 5.000 de oameni să primească pâine, adică să li se împartă, să zicem așa, un sandwich, înseamnă un timp foarte mare fizic. Foarte mult. Este cu neputință. Dacă ar lua câteva secunde, să spunem, un minut pentru fiecare din acești bărbați, 5.000 de minute înseamnă ceva. Câte ore ar însemna? Câteva ore bune, nu 8 ore. Zic bine ce zic? 80. 80 de ore. Mie era suficient să fie și numai 8 ore. Cine avea răbdarea să mai stea 8 ore? Dar dacă sunt 80 de ore, iată ce arată, că era cu bine împărțit la 12. Și tot 8 ore, să zicem. Sau... Dar era cu neputință, plus vânzoleala, plus ce era acolo. Vreau și eu. Ați văzut ce se întâmplă atunci când oamenii sunt flămânzi. Chiar la un hram. Sau chiar și când vorbim de oameni civilizați, cu 2000 de ani de creștinism, ați văzut ce învulzeală este? Sau, mă rog, neorânduială, până la urmă, să spunem așa. Cum era cu putință în atâtea ore să aibă răbdare? Nu, dragii. Totul s-a petrecut. Supra-rațional, supra-firesc. Este de neînțeles. Cum s-a putut întâmpla ca în acest timp sau în câteva minute toată lumea să primească pâine? Este de necrezut. Și sigur că nu putem să credem așa ceva și bineînțeles că cei mai mulți care îl contestă sau contestă dumnezeirea lui Hristos spun, nu, domnule, a fost o hipnoză colectivă, o halucinație, este cu neputință așa ceva. Da, fizic, matematic, este logic, rațional, este cu neputință. Dar care taină, care minune este cu putință vrumea dintre noi, fizic, matematic, rațional? Cine dintre noi, adunând toate științele lumii acestea, toate mecanismele, toate utilajele, să zicem așa, ar putea să facă cea mai mică minune pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos? Să zicem bobul de grâu. Cine dintre noi poate să facă din nimic un bob de grâu? Un bob de grâu. De mei, de mac, nimeni. Iată, au făcut ce au făcut. Generatorul de la Geneva, nu? Acela accelerator de particule. Miliarde și miliarde și miliarde. Băgate acolo ca să găsească ce? Celula lui Dumnezeu. Auziți câtă îngânfare și câtă trufie demonică. În loc să facă ce? O țeavă groasă de 2 metri diametru care să traverseze Africa, una așa orizontal și una vertical, în formă de cruce, de la un ocean la altul, și stații de desalinizare și n-ar mai muri sute de mii de copii într-o zi. Sau hai să spunem așa, să facă o vacă mecanică pe care să o pună în savane, că este iarbă acolo, sute și sute de milioane de hectare de savană, de iarbă grasă, frumoasă. Și vaca aia să pască cu niște baterii din astea de care fac acum mașini electrice și la urmă să aibă în uger, într-un recipient, să aibă 5 litri de lapte. Și s-ar rezolva problema nutriției și problema apei. Din nou, sute și milioane, nu. Oamenii au băgat miliarde. De ce? Că vor să facă și ei o particulă, un atom, ca să se asemene cu Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. De aceea nu pot crede că ceea ce s-a întâmplat astăzi este o minune. Și nici noi nu credem. De ce, dragii mei? Cum se poate așa ceva să împarți atâta? Și bine, hai să spunem că dacă împărțitul ți-ar lua un timp, dar o materie finită, 5 pâini, 5 kilograme, să spunem, 50 de kilograme, să împarți la 5.000 de oameni și zice, și s-au săturat toți, și au strâns 12 coșuri de firimituri. 12 coși. Fiecare coș era mai mult ca volum, ca masă, decât cele 5 pâini și 2 pești de la început.
nu este cu neputință așa ceva. Cum a fost cu putință să vină Mântuitorul noaptea pe apă, călcând pe apă, certând furtuna și într-o clipă nava din mijlocul apei să se afle la cheu, ancorată, amarată, și să ajungă acolo înaintea celor care au plecat cu nu știu câte ore, după cum știți că a fost la potolirea furtunii. Cum este cu putință așa ceva? Sigur că nu este cu putință după legile omenești, dragii mei, și nici nu este cu putință să crezi, decât dacă mintea ta, mintea mea, poate să primească așa ceva, poate să vadă în alt chip lucrurile. Vă dau un exemplu din lumea reală. Până la Copernic sau până la Galileo Galilei, se considera că Pământul e ca o farfurie de pizza și că este cumva în centrul Universului și așa mai departe, toate planetele se învârt în jurul lui. Și astăzi se crede acest lucru. Și poate că așa nu mă interesează, cert este că acești oameni au fost sacrificați, să spunem așa, pe altarul științei, considerându-se că sunt vrăjitori. Pe când știința a reușit să demonstreze acest lucru palpabil, adică cu aparate de măsură, cu aparate de cu lunete, cu, în sfârșit, și-au dat seama că toată gândirea de până la ei era greșită. Și atunci toată lumea a îmbrățișat ce a îmbrățișat. Această nouă vedere, această nouă paradigmă, această nouă logică în care se vorbește de galaxii, de pământ, de sistemul solar și toate cele, mișcarea de revoluție, de rotație, toate celelalte care pot fi măsurate, pot fi... Ei bine, această schimbare a minții într-un chip real se produce, dragii mei, și atunci când se atinge harul de mintea și de inima omului. Fără ca omul să schimbe mintea, iar aceasta nu poate prin exerciții la sală sau la all inclusiv, ci mai că dacă harul se atinge de mintea și de inima omului, el nu poate să vadă minunile lui Dumnezeu. De aceea vorbesc părinții bisericii greci, vorbesc despre metanoia. Noi avem cuvântul acesta care se numește pocăință, care este foarte, foarte greșit înțeles. Pe de o parte este confiscat, este golit de sens și greșit înțeles, de aceea oamenii nici nu vor să audă de cuvântul acesta, cu atât mai puțin să și-l împroprieze. Pocăința, dragii mei, nu este o miorlăială pentru păcatele noastre. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre o schimbare a minții, o schimbare de în felul în care gândești lucrurile, o felul în care vezi lucrurile, o nouă realitate și în felul în care trăiești și împlinești lucrurile. Vedeți că spunea acolo atât de minunat când vorbea de Maica Domnului, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis: fericit este pântecele care te-a ținut și sânii la care ai sub. Și Mântuitorul zice: da, fericită și prea fericită, mai mare decât eruvimii, fără de asemănare decât serafimii este de fericită. Dar și voi puteți fi așa de fericiți dacă ascultați cuvântul meu și îl împliniți pe el. Deci această pocăință înseamnă, în primul rând, o schimbare în felul în care gândim lucrurile. O schimbare în care le vedem, chiar și fizic. Și o schimbare în felul în care trăim și lucrăm poruncile lui Dumnezeu. Un exemplu foarte mic. O femeie, o tânără, studentă, prinsă în valurile Antoldului, sau cum îi mai zice, nevălsi, bucuroasă, fericită, îndrăgostită, strălucitoare și puțin gravidă în anul 2 de facultate.
Aoleu! Ce se întâmplă? Imediat se face, vin prieteni binevoitori, mama îi spune, ți-ai distrus cariera, nu o să ai așa, prietenele îi spun, dragă, anul viitor am luat bilete la Neversea și așa mai departe. Ce e de făcut? Ce spune rațiunea? Păi ca să nu te nenorocești, ce trebuie să faci? Ce o sfătuiești de toată lumea? A, bineînțeles, vine și măgarul care spune, dragă, dar nici nu știu exact, că eram un pic turbulenți de la muzică, de la... Nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat. Vă dați seama ce dramă e asta. Și atunci singurul lucru, singura concluzie rațională, zic așa, după raționalitatea lumii căzute, este că pruncușorul acela trebuie să dispară. Aceasta este cumva și locul în care trăim noi, să știți că este un laborator pentru asta. Locul acesta, la mare. M-am gândit zilele trecute când am ieșit și eu prima dată cu... Și m-am mutat puțin pe plajă și mi-am dat seama, la munte oamenii nu se văd dezbrăcați. Nu vezi pe Maricica de la chioșc sau de la oficiu poștal în costum de baie. N-ai cum să o vezi la 800 de metri înălțime, nu știu unde, în ce sat de la munte. Sau chiar într-un oraș mai tradițional. Aici, locul acesta în care trăim este un loc, sigur, binecuvântat de Dumnezeu, dar în același timp, un loc în care ceea ce v-am povestit eu despre tânăra de la anul 2 sau despre, poate să fie și de liceu, se întâmplă foarte des. Foarte, foarte des. Ei bine, lucrul acesta pare ceva firesc, pare ceva normal. Tânăra aceasta peste 20 de ani sau peste 2 ani sau peste 2 zile se întâlnește cu Hristos, care îi pune în inima ei ce înseamnă harisma maternității, ce înseamnă un suflet de om, ce înseamnă o persoană, unicitatea persoanei și că ce va da omul în schimb pentru sufletul său sau pentru sufletul acela. Și mintea se schimbă și aceeași persoană vede lucrurile, aceleași lucruri. Nu lucruri diferite, nu vede OZN-uri, nu vede extratereștri, aceleași lucruri le vede, dragii mei, dar cu alți ochi, cu altă inimă și cu niciun chip, dar cu absolut niciun chip, cu prețul vieții ei, mai bine mor de 1000 de ori, decât măcar să gândesc că ar fi posibil așa ceva. Asta înseamnă schimbarea minții. Și asta, vă spun, înseamnă și iertarea păcatelor. Prin schimbarea minții, prin atingerea harului, milei lui Dumnezeu de inima omului, iată, se iartă și păcatele și o consecință a iertării păcatelor este schimbarea minții. Iar aceasta poartă numele de pocăință. Aceasta este pocăința, dragilor. Așa că să nu fugim de pocăință, pentru că ea este și dădătoare de cunoștință. Cel care este atins de har, dragii mei, înțelege și vede lucrurile în realitatea lor. Iar realitatea nu este asta pe care o vedem, măcar că, știți, americanii au o vorbă așa, aproape imbecilă în filme, își găsește soția, soțul cu cineva și ăla zice, am o explicație, nu e ceea ce crezi, nu e ceea ce vezi. Asta este raționalitatea lumii de astăzi. Nu e adevărat. Ceea ce vedeți nu e adevărat. Singura realitate, dragii mei, este învierea. Aceasta e singura, unica și ultima realitate. Învierea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. În afara acestei realități, omul, dacă trăiește celelalte realități, trăiește, de fapt, cultul morții. Se lipește de bunul. Se lipește inima lui acolo unde este comoara lui. Comoara lui poate să fie de la lucrurile cele mai insignifiante până la lucrurile înalte, inclusiv știința. Dar cel de care s-a atins harul, cel care face pocăință, adică cere de la Dumnezeu să vadă lucrurile
în lumina dumnezeiască, acela, iată, primește și cunoștință. Sfântul Siloan Atonitul zice acolo în biografia lui că a făcut, sau în autobiografie zice, am făcut 2 ierni de școală în Rusia. Cum poate să fie școala în Rusia iarna cu zăpadă de 3 metri la țară la 1800? Ce școală putea să fie? Atâta școală avea. Și spune Sfântul Iustin Popovici, care este și teolog și a scris dogmatică la nivelul părintelui Stăniloae, Sfântului Stăniloae de acum, să spunem așa, slavă lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile și, bineînțeles, nu pentru rugăciunile noastre, ci pentru sfințenia Sfântului nostru. Iată, Sfântul Iustin Popovici zice așa că Sfântul Siloan Atonitul Analfabetul este la măsura sau peste măsura Sfântului Simeon, noul teolog, cel care a văzut lumina cea neapropiată, lumina, teologul luminii celei neapropiate. Îți vine să împietrești, te cutremuri de lucrul acesta. Ei bine, dragii mei, și am putea spune, bine, dar noi nu știm cum e cu pocăința, nu știm cum este cu harul. Cei mai mulți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut pe Părintele Iustin, l-ați cunoscut pe Părintele Arsenie. Puteți înțelege cel puțin, sau ați văzut cel puțin, un om atins de har. Bine, și aceasta este tot darul lui Dumnezeu, ca să-ți poți da seama de sfințenia cuiva sau să simți harul cuiva, este tot harul lui Dumnezeu care te învrednicește să simți așa ceva. De aceea spuneam că minunea săvârșită astăzi de Mântuitorul Iisus Hristos asupra celor 15.000 de oameni, cu puțin înainte de răstignirea Lui, este neverosimilă. Din punct de vedere științific, nu se poate întâmpla așa ceva. Și totuși, cei care au mâncat din pâinea aceea, s-au săturat, nu că au mâncat, s-au săturat și ei și copiii lor, erau dintre cei care strigau peste puțin timp, ce strigau? Ia-l răstignește. Deci, dragii mei, nu este suficient că prefigurează această împărtășire cu Hristos de Hristos, de pâinea cea cuvântătoare. Nu este suficient să ne împărtășim. Așa ca și cum s-ar atinge un bolovan de un geniu. Dacă se atinge un bolovan de un geniu, sau cel mai mare diamant de pe pământ și cel mai scump se atinge de un geniu, geniul nu pățește nimic și nici diamantul nu se schimbă cu nimic. Deci poți să te împărtășești cu pâinea cea din cer și să zici la un moment dat, ia-l răstignește-l. Nu e adevărat, nu e Dumnezeu. De ce? Pentru că această împărtășire poate să se facă fără să ceri cu pocăință harul lui Dumnezeu. Adică ți se pare sau mi se pare de multe ori la spovedanie că am făcut pocăință și am făcut puțină nevoință și la spovedanie mi se pare că am bifat cele pe care aveam de făcut și acum merităm sau în orice caz este o consecință firească că ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Dragii mei, nimeni în cer și pe pământ, afară de Maica Domnului, nici heruvimii, nici serafimii care se împărtășesc de slava lui Dumnezeu prin Maica Domnului, nimeni pe pământ și în cer nu este vrednic să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului. Și atunci cum este cu putința așa ceva fără să ne ardă? Este pentru că e vorba de pe cât este de mare sfințenia și slava lui Dumnezeu, pe atât este de mare și mila lui și dragostea lui și iertarea păcatelor lui. Dar ce vrea de la om? Iată, cereau fariseii, dă-ne semn! Vom crede în tine? Ce tot ne chinui atâta și scos sufletul din noi? Dă-ne un semn, fă-ne o minune în fața noastră aici și vom crede. Și Mântuitorul care făcuse atâtea minuni și care, până la urmă, iată, până astăzi, mulți dintre noi nu putem crede. Nu putem crede. Pentru că suntem cu totul lipiți de pământ. Cu atât mai mult cei care sunt împotriva lui Hristos sau antichristos, aceia nu pot crede.
deși în fața lor se săvârșea minun. Venea orbul și spunea: jură-te, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă dacă ai fost orb din naștere și cum s-a întâmplat. Și a zis: da, am fost orb din naștere, a venit omul acela la mine, a zis aia și aia, așa cum văd. Păi cum să vezi, că nu se poate. Nu știu cum văd. Voi să-mi spuneți că voi sunteți aleșii lui Dumnezeu. Păi da, dar omul dacă ar fi sfânt și cu tare și ar fi cu Dumnezeu, atunci l-ar asculta Dumnezeu, dar el este păcătos. De este păcătos sau nu, eu nu știu. Dar după felul în care îl ascultă Dumnezeu, eu cred că este sfânt și voi sunteți păcătoși. Ei bine, semnul pe care îl cereau fariseii, despre acesta spune Mântuitorul: vă voi da vouă semnul lui Iona. Și ei ziceau că își bat joc de el, de ei. Ce era Iona? Iona, știți că era un proroc și cu Ninive, știți cumva povestea. Dar ce nu credem noi? Bineînțeles că nu credem. Că Iona a fost înghițit de un chit și a stat în burta chitului 3 zile și a ieșit de acolo viu și nevătămat. E, asta e parcă prea gogonată, mai gogonată decât ridichea aia mare pe care învățam noi când eram copii, că a venit unul și a tras de ridiche și a mai venit încă unul și încă unul și ridichea era cât casa. Sigur că nu credem așa ceva. Dar numai semnul acesta vi se va da. Și ce ziceau fariseii? Îți bagi joc de noi? Păi aia e o gogonată. Că dacă ar fi crezut, dacă harul lui Dumnezeu s-ar fi atins de inima lor, ar fi zis: semnul lui Iona, dar ce vrea să zică ăsta? Poate Nicodim, poate Iosif, poate altcineva să le fi tâlcuiță. Păi măi, a zis că va muri și peste 3 zile va învia. Oare nu asta vrea să spună? Că va fi înghițit de moarte, cum a fost înghițit Iona de chit și peste 3 zile va învia de acolo? Că tot spune lucrul acesta. Nu le-a păsat, că nu credeau nici în Iona, nici în prorocii lor, nici în Dumnezeu. Dumnezeii erau doar ei. Și de aceea nu le-a făcut nicio minune demonstrativă, ca și cum ar fi zis: haideți să adunați-vă toți, faceți un cort mare, facem aici un circ și să-mi spuneți câte ore, în 2 ore vă fac așa 5-6 minuni. Nu le-a făcut asta, pentru că oricum nu credeau. Și când au văzut minunea în fața lor, au zis: cu Domnul demonilor face minuni. Au găsit soluție. Cu Domnul demonilor. Iar când vedeau minunile, că o gârbovă de nu știu câți ani, care avea coloana osificată, practic, ca să o îndrepți pe una din asta, trebuie să-i rupi coloana, adică să o omori. Nu-i mai e cu putință, nici în ziua de astăzi să se întâmple asta, după ce ai stat 30 de ani, așa, la 90 de grade și coloana e pietrificată, osificată acolo. Și au făcut minunea în fața lor. Și ei au zis: sâmbăta n-ai ghișeu. E interzit, e ghișeul interzis pentru dragoste, pentru a face bine. Și ei ce le spunea? Vai vouă, morminte văruite. Morminte văruite. Știți? Și în afară date cu var și albe și fac unii cu lift acum. Dar înăuntru ce este? Necurăție și vieri și moarte. Vouă, vai vouă, morminte văruite. De aceea, iubiții mei, întâi de toate și cel mai mult, Dumnezeu iubește acest cuvânt extraordinar care rezolvă până la urmă problema, o problemă de nerezolvat, problema morții. Acest cuvânt îl iubește Dumnezeu: iartă-mă. Ce este acest iartă-mă? Cum poate fi tradus acest iartă-mă? Sigur, este o altă temă. E o temă care aparține, o teologie care aparține Părintele Arsenie Papacioc, o teologie foarte, foarte adâncă, căreia încă nu i-a venit vremea, care poate, nu poate fi încă înțeleasă, dar care veți vedea în vremurile grele va fi foarte, de foarte, foarte mare actualitate, pentru că Părintele, după o viață de cunoaștere a lui Dumnezeu, după o viață trăită în har, o viață trăită în osteneli și în atâta suferințe pe care le-a trăit în închisoare și apoi în închisoarea mai mare numită lagărul acesta concentraționat care siluiește mintea,
omului și vrea să strâmbe și să schimbe mintea omului. Deci după o viață trăită, o viață de suferință, Părintele a spus aceste cuvinte. Iisuse, 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 iartă-mă. Sigur, aceste trei cuvinte care înseamnă Preasfânta Treime și cuvântul care dezleagă baierile cerului, iartă-mă. De aceea, dragii mei, închei cu aceasta. Sigur că e dificil să înțelegem cum s-au înmulțit pâinile. Dacă am putea înțelegem cum s-au înmulțit pâinile, am cădat în genunchi și am dat slavă lui Dumnezeu pentru fiecare bob de rouă, pentru fiecare bob de grâu, pentru fiecare țoantă de lumină, pentru stele, pentru noapte, pentru aer, pentru respirație și mai cu toate, pentru minunea cea mare care se săvârșește de fiecare dată la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în care materia se transfigurează, se transformă în trupul, se preface în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel înviat și de care împărtășindu-ne și noi, vom învia cu toții. Amin. Maica Domnului să vă înviască.